Sistemul medical din România atârnă de un fir de ață. Deja secțiile de terapie intensivă din multe orașe ale țării sunt ocupate în totalitate, însă un alt scenariu sumbru vine chiar din partea reprezentanților Ministerului Sănătății. Numărul de 1000 și ceva, 1200 de infectări pe zi e foarte mare și trebuie să ne gândim că 5% dintre aceștia ajung în terapie intensivă. 5% din 1000 înseamnă că vom avea aproximativ 50 de pacienți pe zi care merg în terapie intensivă. România are deja cel mai mare număr de bolnavi internați în secțiile de terapie intensivă de la debutul pandemiei. În total, oficialii Ministerului Sănătății spun că sunt aproximativ 840 de locuri la ATI dedicate bolnavilor cu noul tip de virus. Acești pacienți rareori stau o zi, două în terapie intensivă. Ei pot sta și mai mult. Ca atare este previzibil ca următoarea perioadă, dacă menținem acest ritm de infectări, să ne confruntăm cu o mare problemă în a genera spații de terapie intensivă. Medicii atrag atenția că noul coronavirus le poate da bătăi de cap chiar și celor care au trecut prin boală. Aceștia spun că virusul odată instalat se poate reactiva, chiar dacă va dezvolta forme mai ușoare ale bolii. Nu îi poate fi vorba de reinfectări în momentul în care un individ negativ ulterior prezintă un test pozitiv. Cred mai mult într-o redeșteptare, adică nu poate fi vorba de o repătrundere a virusului în organism, poate fi vorba despre o redeșteptare. Și se pare că el, cum se întâmplă și cu alte virusuri, cum de exemplu este virusul herpetic sau virusul HIV, rămâne cantonat undeva la nivelul aparatului respirator și de aici, în anumite condiții, poate provoca această redeșteptare cu teste pozitive. România se află de câteva zile în topul țărilor europene cu cele mai multe infectări.